Era aproape de praznic, așa cum am citit împreună Ioan, capitolul 14. Și Domnul Iisus vorbea despre jertfa Lui, că El se va duce la Ierusalim și preoții cei mai de seamă îl vor răstigni. Și când Petru aude această afirmație, zice cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 16, spune cuvântul Domnului că de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca treia zi are să vie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satan, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Și s-a întristat. Probabil că și ceilalți s-au întristat. Acolo unde s-a citit în Ioan, în capitolul 14, spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos și e valabil pentru noi în această seară, că spunea Domnul Iisus, lumea se va bucura pentru moartea Lui. Dar voi, spune cuvântul lui Dumnezeu, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori, că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu este valabil pentru noi. Să nu vi se tulbure inima. Și aș pune o întrebare. Pentru ce ne tulbură? Pentru ce ne tulbură? Ne tulburăm după voia Domnului, dar ar fi o tulburare după voia Domnului? Voi ce credeți? Am găsit în Psalmul 77, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5, versetul 3. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Ați văzut un copil când are febră, geme. Și îți dai seama că e suferit. Așa cuvântul lui Dumnezeu arată despre omul lui Dumnezeu, despre Asaf. Mă gândesc adânc în mine și mi se îmbâhnește Duhul. Versetul 5. Mă gândesc. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. La ce mă gândesc? Mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuget adânc lăuntru inimii mele și îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi binevoitor? Ce purta omul ăsta, frați și surori, iubiți prieteni? Ce purta în inimă omul ăsta? Gândul acesta, grija poporului lui Dumnezeu. Asta era îngrijorarea, tulburarea lui, dacă vreți. În Psalmul 42, versetul 4, cam aceleași cuvinte. Mi-aduc aminte, versetul 4. Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii mele. Când mă gândesc cum mergeam unde, înconjurat unde? La adunare. A fost un moment dat când în Ierusalim n-a mai existat biserică. N-a mai existat templu. Și a fost duși în Babilon. Și ăștia erau plini de suferință și gemeau înăuntru inimii lor și se gândeau și trăiau cu speranța în inimă. Mă gândeam, au zis, mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnesc suflete și gemi? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Binecuvântat să fie numele Lui. Avem această suferință, dacă vreți. Această dorință, dacă vreți. Ca lucrarea Domnului, ca biserica lui Dumnezeu, să se bucure în adunare. Să se vadă în rândul nostru înaintare, propășire, o transformare, o noire, o schimbare în viața noastră. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Că s-ar putea să ne tulburăm mai mult pentru lucrurile din lume decât pentru starea noastră spirituală. S-ar putea. S-ar putea și nu vreau să deranjez.
Vine un împărat acasă, zice cuvântul lui Dumnezeu, îl așteaptă soția, era împărat, avea de toate. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a intrat în casă, omul ăsta zice, a intrat în casă trist și mâniat că n-avusese loc tranzacția cu via lui Nabot. Și s-a întors, știi cum? Dărâmat. Tulburat. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Să ne vedem starea spirituală. Să plângem. Ieremia zice, capitolul 9, omul ăsta nu plângea pentru el, pentru sine. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1. O, de mi-ar fi capul plin cu apă. De mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi. Aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Găsim scris mai departe un cuvânt foarte puternic pe care l-am găsit și aș vrea să vi-l citesc și vouă. Să vedeți, frații mei, să vedeți ceea ce avea în inimă omul ăsta, câtă durere exista în inima acestui om. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Versetul 21, Ieremia 8. Sunt zdrobit de durere. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Vorbea spiritual. Că erau medici acolo cu nemiloita și naturiști. Ăștia nu aveau treabă cu pandemia. Să le dea știu ce antivirale. Nu. Ăștia erau medici naturiști. Nu este niciun doctor acolo, pentru ce nu se face? Dar vindecarea fiicei poporului meu. Strigătul acesta al lui Ieremia, versetul 21 din Ieremia 9. Moartea s-a suit pe ferestrele noastre. A pătruns în casele noastre împărătești. A nimicit copiii de pe uliță și pe tineri, adică nu mai exista viitor. Datorită faptului, știți pentru care motiv? Ieremia, capitolul 7, versetul 13. Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat. Fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns. Dumnezeu avea o durere? Avea. Slujitorul lui Dumnezeu, Ieremia, avea o durere? Avea. Slujitorii lui Dumnezeu care slăveau pe Domnul și binecuvântau, aveau o turburare din inimile lor? O, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să nu ne tulburăm pentru nimic din lumea aceasta, ci să ne vedem starea noastră spirituală și să venim înaintea Domnului. Doamne, ridică-mă de aici. Doamne, ajută-mă să fiu plăcut înaintea Ta. Ajută-mă ca urma pașilor mei, pașii mei să-ți fie plăcuți, Doamne. Să nu vi se tulbure inima. Pe cum să nu fie tulburați? Pentru că gândul ucenicilor, știți unde era? La pământ. Nu era în cer. Erau tulburați pentru că avea pe cineva lângă ei care oprește furtuna. Avea pe cineva lângă ei care îmbolțește pâinea dacă am nevoie de pâine. Avea lângă ei medic, dacă s-ar fi întâmplat să fie. Chiar dacă ar fi murit cineva, el făcea învieri din morți. Și când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și ucenicii cei doi de pe drumul Emausului, când s-au întors și ăștia tot triști, debusolați, ucenicii aceștia deznădăjduiți, erau ochii lor, erau împiedicați ca să-L cunoască. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că noi trăgeam nădejde. S-a dus nădejdea lor. Trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Și ce au zis ei? Noi vom fi miniștrii Lui. Asta au gândit. Că El va fi un împărat pământesc. Și pentru că ei erau favorizați, aleși de Domnul. Și ce au zis ei? Noi vom sta în ministerele cu tare și vom fi cu El. Noi vom stăpâni Ierusalimul. Și El va fi rege. Asta au gândit ucenicii în mintea lor.
Și pentru asta ei s-au întristat. Pentru asta s-au tulburat în inimile lor. Dar Domnul Iisus Hristos le vorbea pe față. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 30 din Ioan 14. Nu voi mai vorbi mult cu voi. Căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Auziți? Că stăpânitorul lumii acesteia n-are nimic în mine. Vă întreb, are ceva? Nu? Are ceva? Să se îndure Dumnezeu de noi. Să n-aibă nimic. Să n-aibă nimic. Tot ce suntem, suntem prin El. Tot ce avem, avem prin El. Dacă domnește El 100% în inimile noastre, stăpânitorul lumii n-are nimic. Spunea în cartea Proverbe, capitolul 4, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească ce plăcere în căile mele. Dacă îi dăm inima lui Dumnezeu 100%, fii în seara aceasta conștient că Dumnezeu din ce e în tine. Spune cartea Cronici că Dumnezeu își întinde privirile asupra pământului ca să vadă pe toți aceia căror inima este întreagă dată lui Dumnezeu. Aleluia! La Dumnezeu nu merge cu jumătăți de măsură. La masa zice cuvântul lui Dumnezeu că n-avea inima întreagă dată lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea toată inima. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ce-a vrut să le spună Domnul Iisus Hristos prin aceasta? Că Domnul Iisus Hristos se va duce să moară, că a treia zi va învia și apoi se va înălța la ceruri. Și El zice, mă duc ca să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Măriți să fie Domnul. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Le vorbea deschis Domnul Iisus Hristos. Și unul din ucenici a zis, Doamne, Toma i-a zis, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Și Domnul Iisus Hristos se descoperă, eu sunt calea, eu sunt adevăr și eu sunt viață. Slăvit să fie numele Lui. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că viața veșnică, ea nu există fără persoana Domnului Iisus Hristos. Numai prin El vom avea și avem viață veșnică. Slăvit să fie numele Lui. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Amin. Tu ești sigur că ai loc acolo? Amin. Ești sigur că ai loc acolo? Amin. Auzi ce spune Apostolul Pavel. Filipeni, capitolul 3. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Dar de ce mai zici dacă? Nu era... Nu era sigur Apostolul Pavel de mântuirea lui? Ba da. Dar, dragii mei, Apostolul Pavel era conștient că diavolul se lupte până în ultima secundă a vieții lui să-l poată despărți de Dumnezeu. Și în final, zice cuvântul lui Dumnezeu, era de final Apostolul Pavel și aici găsim siguranța mântuirii acestui om. Eu sunt gata. 2 Timotei 4:6. Eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Care a fost lupta lui Pavel? Să păzească credința și să se păstreze curat înainte. Amin, amin. De acum așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubind venirea Lui. Amin. Gemem noi după revenirea Domnului? Iubiți frați,
Ardem noi după dorința revenirii Domnului Iisus Hristos? Sau ne-am creat aici o împărăție ca Nebucadnețar? Și zice, asta e a mea, asta e a mea, asta e a mea, asta e a mea și tot ce vezi e al meu. Dumnezeu ne cheamă în această seară, pe noi toți, să fim conștienți că există o împărăție. Și că acolo nu vor merge decât cei ce s-au păstrat curați. Cuvântul lui Dumnezeu spune, pe tine însuți, îi scria lui Timotei lucrul acesta, 1 Timotei, capitolul 5, ultima parte, pe tine însuți păzește-te curat. 1 Timotei 5 cu 6. Pe tine însuți păzește-te curat. Dragii mei, vă spun un cuvânt și vine și mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Un om matur se vede prin curăția trăirii lui cu Dumnezeu. Amin. Un om matur se vede prin curăția trăirii lui cu Dumnezeu. Fără compromis, fără minciună, fără mândrie, fără aroganță, fără nemulțumire, fără vorbire de rău, ci totdeauna în ascultare, în răbdare, în dragoste, prin Duhul Sfânt, în osteneri, în necazuri, în priveghiuri, în posturi adesea, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fim maturi. Asta înseamnă să fii un om matur. Pe tine însuți, păzește-te curat. Dacă vrem să fim folositori lui Dumnezeu, că tot Domnul Iisus spunea prin gura apostolului Pavel, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Cartea Efeseni, capitolul 5, spune că această biserică slăvită fără pată, fără zbârciutură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și cartea Apocalipsa spune, cine-i sfânt, să se sfințească. Și mai departe, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dragi frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu spune așa de frumos despre viața omului lui Dumnezeu trăită cu Domnul. Auziți? Efeseni, capitolul 4. Niciun cuvânt stricat. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce aud. Și auziți care a fost prioritatea numărul 1 a bisericii? Tesalonic, 1 Tesalonicen, capitolul 1. Versetul 8. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului. Vedeți? Nu alte lucruri, nu bancuri, nu, eu știu, glume, nu cuvinte care nu vin de la Dumnezeu, nu. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Că cei înșiși, cei de acolo, Macedonia, Ahaia, ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors. Mărturie personală. De la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și auziți scopul pentru care trăia biserica asta. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta înseamnă să fim maturi. Niciun cuvânt stricat să nu se audă din gura noastră. Nu, nu. Ci unul bun după cum este nevoie. Mărit să fie numele Domnului. Să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate. Păi cum să nu fii bun
Când de dimineață te-ai făcut una cu El. Tu ai ridicat paharul izbăvirii. Că ți-a dat Domnul izbăvire. Și te-ai apropiat și ne-am apropiat de trupul și de sângele Domnului. Amin, amin. Am comemorat moartea și învierea Lui. Și apoi, când ieșim din locul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, vestiți moartea Domnului până va veni El. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru aceasta trebuie să se vadă schimbare, transformare în viețile noastre, să se vadă bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dimpotrivă, fiți cum să fim. Suntem atenți? Lăsați-L pe El. El n-are dosar. Lăsați-L în pace. Dimpotrivă, cum trebuie să fim noi? Un om matur se vede câtă bunătate e în el. Un om matur. E conștient de tot ce i-a iertat Dumnezeu. De tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. De ce? De lucrurile pe care Dumnezeu l-a spălat, l-a eliberat, l-a curățat, l-a sfințit și l-a făcut produs pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Când auzim de probleme, de frământări, de necazuri, să fim primii frații mei. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Că Dumnezeu așteaptă de la voi, zice Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 6. Dumnezeu așteaptă de la voi lucruri, auziți, lucruri mai bune care însoțește mântuirea. Slăvit să fie Domnul, să fim cei din tâi în fapte bune. Vă aduceți aminte de Macedonia. Macedonienii erau cei mai săraci oameni. Sărăcie, lucie. Și au dat naștere la un belșug de binecuvântare. Gândiți-vă ce aveau oamenii ăștia. Animale. Lucrau la câmp. Grâu, porumb. Animale și păsări. Gândiți-vă ceea ce spune Apostolul Pavel. Eu m-am cutremurat. Când citeam și când citesc cuvântul acesta unde spune Apostolul Pavel și vă rog să deschidem împreună 2 Corinteni, capitolul 8. Versetul 3. Vă mărturisesc, spune Apostolul Pavel, a făcut apel la adunare. Și Apostolul Pavel a făcut de cunoscut bisericii că altă adunare, altă biserică are nevoie de ajutor. Și zice cuvântul Domnului, versetul 3, vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Închipuiți-vă că vine unul cu ceea ce i-a dat Dumnezeu din animal, din lucru câmpului, să spună la adunare și Pavel, care cunoștea bine lucrarea pe care o făcea acolo. Gândiți-vă că îi rupea inima lui Pavel. Au dat peste puterile lor. Ceea ce mă face să înțeleg că Apostolul Pavel, când vedea pe oamenii ăia săraci, că dă mai mult decât ar fi trebuit să dea, inima lui Pavel era plină de durere și totodată de mângâiere și de bucurie. Și auziți? N-a zis Pavel, auzi? Dați-ne. Uitați ce spune versetul 4. Nu știu să fi fost posibil acolo ca Apostolul Pavel să spună, voi fraților, voi sunteți o familie care aveți nevoie de ajutor. Voi nu trebuie să dați mielușelul ăla sau, eu știu, văcuța aia sau, eu știu, vițelul ăla din grajd. Voi aveți nevoie. Ne-au rugat, versetul 4, ne-au rugat cu mari stăruințe. Înseamnă că Apostolul Pavel cumva nu vroia să primească, să ducă mai departe aceste ajutoare la alți mai săraci. Ce înseamnă asta, frații mei? Asta înseamnă un om matur. Un om care vede nevoia celuilalt de lângă el și nu-l obligă nimeni decât mila. Mila, birul e judecat. Nu-l judeca, să-i dea fișul. O, să-i dea măsă, să-i dea dax. Nu, nu. Mila, birul e aceea judecat.
Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cu nădăjduisem, dar s-au dat întâi, mai întâi pe ei și Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. După cum sporiți versetul 7, în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în râvnă, în dragostea voastră, pentru noi căutați să sporiți și în această binefacere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și auziți ce s-a întâmplat. Capitolul 9, 2 Corinteni 9, versetul 13, 12 citim. Ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Și ce au spus ăștia? Doamne, binecuvintează Biserica Limanului Dumnezeu. Când am avut nevoie de cărămidă la adunare, Biserica Limanului Dumnezeu, frații din adunare, au fost primii care au deschis inima pentru lucrarea aceasta. Doamne, binecuvintează lucrarea din Limanul Bune, că atunci când am avut nevoie de încălzire, cum e cazul fraților de la Bălăceanca, și chiar pe această cale, n-am pus să nu spun. Fratele Iulian este omul lui Dumnezeu. Și ne-a sunat de atâtea ori de două săptămâni să spună, măi, oameni buni, faceți ceva pentru biserica din Bălăceanca. Ei au nevoie de încălzire și costă 7.000 de lei. Dacă Biserica Limanul Bune poate să facă ceva, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Deci, frate Iulian, avem atâtea probleme, așa, frați internați la spital, fratele Hamed are nevoie de ajutor, a mai fost o strângere de ajutoare și mi-am inima așa cam strânsă. Să mai pot spune? Spune. Dacă cineva vrea să ajute biserica, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Spun lucrul acesta, pentru că nu cer pentru mine. Fratele Chieru Iulian, nu cere nici pentru, nici el nu cere pentru el, ci e lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 13 și încheiem cuvântul Domnului. Așa că dovada dată prin voi, prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisesc o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și face să se roage pentru voi. Ce frumos! Ce frumos! Și am auzit de atâtea ori personal cum frații, am mulțumit fraților, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze când am avut nevoie de parchet la adunare, când am avut nevoie de scaune, când am avut nevoie de cărămidă, de uși, de ferestre, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și așa am auzit din gura fraților, pentru alți frați, nu pentru mine, ca să nu mă laud. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să avem totdeauna atitudine de smerenie înaintea Domnului și când facem bine să uităm. Dar când alții ne fac nouă, asta să nu uităm niciodată. Îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă. Pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumim fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Iubiți frați, dacă cineva are pe inimă să facă lucrarea aceasta legată de biserica din Bălăceanca, Dumnezeu să vă binecuvinteze.